Bună ziua și bine ați venit la propunerea cu exercițiu de matematică. Așa, așa, bine ne vedem. Ne apucăm repede de treabă, nu avem timp de pierdut. Tema pentru astăzi. Clasa A. Eu reiau ideea că vreau să sedimentăm foarte bine ceea ce am discutat data trecută cu metoda aceea a comparației. Până când nu mă conving că lucrurile merg foarte bine, nu mergem mai departe. Hai să zicem așa. Compunem problema ca să ne fie de la... Nu putem da lucrurile la întâmplare, nu? Ați văzut? Da, trebuie să ne gândim. Noi gândim din culise, ajungem la o formulare și, pe urmă, cerem să se rezolve problema respectivă. Putem să punem... Hai să... Poftim. Încearcă tu să... Îți imaginezi că ești pus în situația aceea de a compune o problemă. Ok. Sunt... O cravată și... Nu știu. Altceva. Nu neapărat. Important este să fie formularea făcută pe de... Poftim. Ok. O cravată... Da. O cravată, poftim. O cravată costă... Una cravată costă câte? Să stabilim acum. Costă 24 lei. 24 lei. Perfect. Una ce? O cămașă. Una cămașă. Costă 48 de lei. 48 de lei. Foarte bine. Să transmitem primul mesaj, că prima variantă, problema o spunem, cumpără cineva care are un magazin, ne închipuim, da, un magazin, cumpără angro, să spunem, mai multe cravate și mai multe cămăși. Să zicem un număr de cravate și un număr... 6 cravate. Așa. Deci 6 cravate și... Și 20 de cămăși. Și 20 cămăși. Pe cele 6 cravate și 20 cămăși, cât va? Le facem 6 ori 24. Deci 6 ori 24 și face cât? Ia să vedem aici. 6 ori 4, 24. 4 scrie de reține, 6 ori 12, 124. 124. Iar pe 20 de cămăși, te rog să-mi spui tu, 20 ori Cazabra. 48. 48, 0. Așa. 2 ori 8. Ah, 2 ori 8, 16. Așa. 2 ori 4, 8 și 1, 9. 960. În total... Domn profesor, da? Mă scuzați, acolo am greșit, era 144. 144. 6 ori 4, 24. 6 ori... 2, 12 cu 2, 14. Ca să ne urmărim, că uite așa se trecoară greșeala. Ia repede, a văzut 6 ori 4, 24, 6 ori 2, 12 cu 2, 14. Deci corect. Așa. Deci suntem împreună aici, să urmărim, când, să nu se trecoară greșeala. 4, 10, 11, da? Da, 1104. Deci pe 6 cravate și 20 de cămăși, plătește 1100... 4 lei. Da? Da. 1104 lei. Un alt număr de cravate, un alt număr de cămăși, ca Sandra să lăsări și pe ea să formuleze. Deci primul mesaj pe care l-am dat. Și poți face și cu un număr cel mai mare? Sigur că da. Dacă avem de mulți, uite acolo și pierdem timp. Ah, ok. 12 cravate. 12 cravate? Nu. Ia 7 cravate. Okay. Hai să fie 8. Știi de ce? Vrei 8? Da. 8. Hai să zicem. 8 cravate și cămăși? 5 cămăși. Și 5 cămăși. 5 cămăși. Ia să vedem ce sumă va plăti. Facem deoparte. Te rog să mă ajuți 8 ori. Casandra, 8 ori 24. 24. Egal cu? Ok, stai să... 8 ori 4,
32. Da. 2, ține minte, 3. 19, ține minte. 8 ori 4, 32, 8 ori 2, 16, 3, 19, 192, da? Da, trebuie să ținem de... Stați. A, nu, am luat. E bine, da? Acum, pe 5 cămăși, 5 ori cât casa, da? 5 ori... 5 ori 48. Da, egal cu... Este egal cu 240. 240, ai și făcută mulțumesc, da? 5 ori 40. 240. Iar total, 2, 3, 432. Da? 432. Deci, plătește pe cele 8 cravate și 5 cămăși, 432 lei. Facem cu paranteze? Deci, în momentul de față, am enunțat problema, da? Noi o putem traduce și în relație, asta vrei să spui tu, da? Relații matematice, dar tot mesajul ăsta. Așadar, 6 cravate și 20 de cămăși costă atât. 8 cravate și 5 cămăși costă atât. Întrebarea este, cât costă? Cât costă una cămașă și una cravată? Cât costă o cămașă și cât costă o cravată? A, n-am dat drumul. A, e dreptat. Eu nu-ți spune că n-am dat drumul ăla. N-a nimic, n-a dat. Așa, așa, așa. Bă, da, la asta merge, la registrat. A, așa, dar n-am dat mai directul nu mergea, dar aici da, se da, registrează da, da. Ca să nu. Așa. Mulțumesc, că nu-ți că... Mă ai... urmărești. Da. Eu știa că trebuie să dau drum și nu am... Pe toată se referia să... I-am închis telefonul. M-am prins. Cine? Cine e Ionuț? Îmi dragă pe domnul profesor. Hai, gândiți-vă la soluție acolo, gândiți-vă. Nu, lucrăm, lucrăm acolo. Ah, ok. Da. Salut, Ionuț. Mai vreau să mă atenționez că n-am dat drumul la calculator sau ce? Da, 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 da. Da. Da, era scos curentul? Era... Aia, dacă i-a prins, înseamnă... Da, 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 trec. Bine, mulțumesc mult. Bine, la revedere. Hai să vă văd acum. Deci, în felul ăsta, deci avem 6 cravate și 20 de cămăși, costă atât, 8 cravate și 5 cămăși costă atât. Vreți să scrii și relația matematică sau... Da, 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 da. Atunci să notăm cu A, cum am făcut și eu, da? Deci notăm cu A prețul AMI, prețul unei cravate. Și B mic, prețul unei cămăși. Dacă prețul unei cămăși, unei cravate este A, cele 6 cravate cât ori însemna? Păi facem 6 ori A. O, 6 ori A, da? Deci, pentru prima relație, ea se traduce cum, Daria? O 8 cravate. Și suntem la 6. Nu, la prima relație suntem. Deci 6 cravate și... Păi da, da, cu A și cu B, cum o scriem? Păi... O cravată. Costă A lei. A lei. Am notat cu A prețul unei cravate. Da. Cum o cravată costă A lei. Cele 6 cravate, spunea Adina Alcasa? A ori 6. 6 ori A. Da. 6 ori, 6 ori A. M-am făcut ieri, mama. Este prețul pe care îl dăm pe cele 6 cravate. Da.
plus, adunăm cu prețul pe care îl dăm pe cele 20 de cămăși. Cum o să scriem casanta? Facem 20 ori B. 20 ori B. Că B este prețul unei cămăși, da? Și 20 ori B. Sigur că la 20 ori B, egal cu suma totală. Cât dai? Cât am spus? Cât este? Cât sunt 6 cămăși și 20 de cravate? Zi tu, Casandra, că Daria nu e atentă. 1104. Sigur că da. 1104 lei. Și a doua relație? A doua relație, te rog să-mi spui tu, Daria, să o lăsăm pe Daria. Cum mai se zice a doua relație? 8 ori A, foarte bine. A doua relație. 8 ori A plus 5 ori A. 5 ori B. B. Egal cu 432 lei. 432 lei. Cum să faci? Acum, eu nu am gândit la o chestie. Da. Te rog să spui, dacă te-ai și gândit. Am gândit să mulțim prima cu 8. Prima cu 8. Și pe a doua cu 6. Prima cu 8 și a doua cu 6. Ca să numărul de cravate. Ca să egalăm cravatele, da? 6 cravate și 8 cravate. Am vrea să fie același număr de cravate. Așa am vrea. Dar dacă mulțim toată asta cu 8 și cealaltă toată cu 6, se ajunge să fie 6 euro 48 și 8 6 48. Cu siguranță vom obține asta. Vom avea sigur așa. Întrebarea mea este, nu găsiți voi alt număr cu care să mulțiți prima și cărum pe cea de-a doua și să ajungeți la același număr? Că 48 ăsta e cam mare. Am putea cu 1. Deci aproape. 1 e tot așa, 6 ori 1, 6. N-am modificat nimic. Dar am putea să fie, dar este apropiat de 8. A, tu te gândești la chestia aceea să le scădem, dar nu, eu vreau deodată să reușim. Să ne egalăm? Să egalăm deodată. Să nu ne ducem. Și a fost ideea lui Daria să mulțim cu 8. Aia, 8 ori 6. 8 ori 6, 48 și cealaltă cu 6 și să ajungi la 48. Și prima și cea de-a doua. Dar este cam mare. N-am mare. Putea găsi un număr mai mic, deci nu cu 6 să mulțim. Cu 5. Cu 5? Dar de ce cu 3? 3 ori 6, 18. Și aici cu cât să mulțim ca să facă tot 18? 8 mulțit cu cine să facă tot 18? Nu prea merge. Nu merge. Ia să vedem cu 4. Prima cu 4. 6, 4, 24. Și aici? 24. Ar merge 24. Cu 3. Cu 3 asta. Da? Cu a treia, a doua cu 3 și prima cu 4 ajunge la 24. Nu la 48. Evităm să fie numere așa mari. Da? Da. Deci putea să fie foarte bine. Tu ai zis bine, 6 și 8. Corect. Da? Dar eu m-am gândit că e prea mult. Și atunci am înjumătățit 48-ul. Și înjumătățit 48-ul, cât a fost? 48 dat în 2? Dat 24. Și pentru 24 am găsit. Merge treaba. Se parte și la 6 și la 8, 24. Și de-aia domnul profesor l-a găsit. Repede. Asta era. Că 24 se împarte și la 6 și la 8. Deci trebuie să ne gândim la un număr care să se împartă și la unul și la celălalt. Și da? Cu cât 24. Să mulțim pe prima atunci, domnule? Cu cât am zis să mulțim pe prima? Cu 4. Prima mulțim cu 4. Și uite aici. Cu... aici punem, da? Mulțim cu 4. 6 ori 4, 20. Da, și pe a doua cu cât? Și pe a doua mulțim cu 3. Cu 3. Ca să am dar să am înțeles? Da, înțeles. Da? Bine, și... atunci îmi povestește. Să zică ea ce se vine. Ca să am înțeles. Prima relație de bine. Daria. Deci tu atunci mulțim cu 4. Te uiți numai aici. Da. 24. Zi, prima, zi. Zi ce s-a transformat. Prima relație devine. 24. 24 A. 24 ori A. 24 ori A. Tu scrii și îmi dictezi că eu nu știu ce să scriu. Plus. Uite-te în continuare. Următorul termen trebuie să-l mulțim cu 4. 20. Așa. 4 ori 20 care dă cât? 4 ori 2? 80. Deci plus 80. Ori B. Asta trebuie să zici. Da. Da, egal cu 4 ori 4 16. Da. Nu mai ține minte că scriem. Avem 0 aici. Da, deci punem 1. Da. Și ne dă 4416. Bravo. Dar al doua, te rog să-mi dictezi la a doua relație. Facem 8 ori 3
care ne dă 24. 24 ori. Da. Plus 5 ori 3, care ne dă 15 ori B. 15 ori B, da. Și ne va da 432 ori 3, 3 ori 2, 6. 3 ori 3, 9 și 3 ori 4, care ne dă 12 și ne va da 1296. Bine. Am momentul fericit, am realizat acest lucru, care mă încântă, nu? Comparând cele două relații, de aici zicem metoda comparației, comparând cele două relații, la numărul de cravate nu avem nimic de obiectat. Însă la numărul de cămăși, lucrurile se schimbă. Deci aici diferența de preț vine de la cămăși. Corect. Că la cravate e același număr și într-o parte și în cealaltă. Așadar, din 80 o să scădem pe 15. Și ne dă 65. De 65. Ori B. Bine, e bine, Casandra? Da. Fi 65 ori B. Egal cu? 11 minus 9, 11 minus 9, 2. 0 a zis 3 minus 2, 1. Și 4 minus 1, 3120. 3, da? 3120. Deci pe cele 65 de cămăși plătește 3120, dacă pe 65, dar pe o singură cămașă. Face 3120 părțile la 65. Sigur că da. Deci de aici prețul unui cămăș B, cum a fost notat, este egal cu 3120 împărțit la 65. Da, n-am împărțit la 65. N-ați împărțit niciodată la două cifre, nu? La 4 cifre. Deci voi știți bine să împărțiți... Nu, dar mă interesează împărțitorul de... Ați împărțit și cu două cifre? Da, împărțit. Ați împărțit la două cifre, înseamnă că știți. Atât ne descurcăm. Rare ori. Bun, acum este o situație, să-mi facem asta. De-aia vă spuneam eu la început, să luați numere mai mici, anticipam chestia asta. Da? Practic e ca la înmulțire, numai că împărțim cu fiecare număr? Atenție! Ne uităm așa. Câte cifre are împărțitorul? Două. Două luăm și l-am de împărțit. Punem o lenuță. 31, dar nu poate să intre, așa cum ar reuși. Asta-i, nu intră. Deci 31, 65 nu poate să meargă niciodată. Și mai iau încă o cifră. Da? Și acum, cam de câte ori să zic că merge așa? 3 ori. Cam de 3 ori. Mai mult de 3 ori. Hai să vedem, nu? Tu ai zis de 3 ori. Da? Mă gândesc mai mult de 3 ori pentru că deci, 65 plus 65 ar da 130 și cu 65? 195 până la 312. De 4 ori. Deci de 4 ori. Da. Iată cum gândesc eu. Ca 6 în 31. Doar 6? Așa gândești acum. Așa gândesc. Faptul că am luat 3 cifre, acum, ca să văd de câte ori ar merge, de câte ori să de meargă... De 5 ori. Ca să merg cât de cât aproape de numărul de încercări. Să nu merg cu multe încercări. Cum a zis Darea mai devreme, au zis 3. Încercam cu 3 și ne dădeam seama că nu merge. E prea mic. Încercam 4, încercam 5. Deci să nu mergem pe încercate așa foarte ușor. De aceea, am această șmecherie și vă rog să fiți atenți. Deci merge ca 6 în primele două cifre. Că într-o singură cifră nu se pune problema, că ai văzut. 6 în 3 nu se poate. Deci de aceea am mai luat noi încă o cifră. 6 în 31? Intră de 5 ori. 5 ori. Cam de 5 ori. Da. Acum stau și analizez. Mă, 5 ori 6 fac 30. Dar 5 ori 5 fac 25. Și vine 2 ori și va face 32. Deci îl depășește pe 30. Unde 4 ori? Așa de 4 ori. Atunci, 6 de 4, 24 și 4 ori 5, 20. Așa deci merge. 4? Sigur că da. Eu am vrut tare mult să vă atrag atenția că există un secret pe care îl folosim când încercăm de câte ori să meargă, nu? Nu facem asta la întâmplare. Zicem așa, de 7 ori, de 5 ori, de 2 ori, de 2 ori. Ci, ați văzut cum am zis, ca 6 în 31. De 5 ori ar fi fost. Dar fiindcă își aduce aportul 5 ori ăsta când înmulțesc, mai aduce un 2, îl depășești pe 31, va fi 32. Și atunci hotărăți să fie 4.
Da? Da. Și acum zic 4 ori 5. 20. 4 ori 5, 20, 20, 0 20. Și 2. 4 ori 6. 24 și cu 2. 26. 24 și cu 2, 26. Punem 26. Da? Și facem operația de scădere. Hai, Casandra, trebuie să mă ajuți. Tot numărul. Dar îi scădem acum. Dar te rog să scrii și tu. Da, să ajungi și tu la nivelul acela. Așteptăm un pic ca să scrii și ea, da? Că a rămas în urmă, n-a mai scris. Ok. Mai cum referi că și pe cea? Start. Ne dă 0 la unități. Deci aici la unități 10. De ce 0? Pentru că 0 nu e 0. Motivat. Păi, dar 0 este 2. 2. Așa. 2. Da, deci 2. Apoi. 11 minus 6 îmi dă 6. 12 dacă ar fi fost. Dacă ar fi fost 12, îți scăzut 6, faci 6. Dar 12, 5. 5 este ca să mă da? Uite cum faci mai și care e mecanismul. L-am văzut parcă pe Darius odată și ne-a spus asta. David. Sau Davide. El zice, când zic 6 de 11, din 11 scad pe 6, mai întâi scad din 10 pe 6 și rămâne 4. Și 4 și cu 1, 5. Da? Deci așa făcea Davide și merge să luăm ideea lui. Și atunci 5, 2 din 2, nimic. Și am coborând pe cine? Care este următoarea cifră? 0. 520. Și Daria, te rog să spui cum am gândit mai înainte, gândim și aici. Deci, facem... Ca 6 în cine? Păi 6, de câte ori intră în 52? Așa pentru că în 5 nu poate să intre. Așa, păi în 52, da. Și ar cam... 6 ori cât să se apropie de 52? Dar și 5. Și mai puțin. 6 ori cât? 6 ori cât? 6 ori 8. 6 ori 8, 48. 48. Da. 6 ori 9, 54. Da, prea mult. Depășește. Da? Dar 5 ori 9, da? E bun 8. Bun 8, da? Da, da. Da. Hai să zicem. 8 ori 5? Păi 8 ori 5, 40. Pa, da, 40. 0 și 4. Da. 6 ori 48 și cu 4? 6 ori 48 și cu 4 dă 52, exact. Excelent! 52. Și am mers perfect. Oare chiar mi-a uitat să a dat acolo prețul sus, bă, cămașul costă 48 de lei. Exact cât am fixat noi. Eram sigură că dă 48, să știți? Deci noi nu puteam să dăm greș dacă m-am gândit bine problema, dar 48 de lei ne așteptam. Că doar așa am făcut lise. Dar nu mă știți, mă. Dar nu ne-au văzut nimeni ce am scos noi, nu? Partea asta nu este... Pe tablă. Nu. Pentru autor, pentru cei care rezolvă problema. Nici mă văd de partea. Nici măcar da. Pentru ei nu este. Deci, voi v-ați, cum să spun, v-ați conformat ideei că nu ați fost aici la clasă. Nu știu. Când au fost copii. Da, da, da. Deci 48 de lei costă cam așa. Și ca să vedem cât costă cravata, cum vă face? 48 împărțit la... Păi de asta ne-a 24 și 48, ca să-mi par la 2. Ea vrea să-mi par la 2, da. Dar nu e așa. Dar nu, asta dar este. Dar nu e așa. Nu reacționamentul așa. Păi, dar nou, nu ne dăm problemă. Da. Că... E dublu prețul. Da, că e dublu prețul. S-a întâmplat să observăm da. Acolo, dar cum nu facem acolo. Păi dacă... mai facem același, practic, același lucru. Locuim în una din relații, mama, da. Pe B. Că noi pe B l-am aflat 48. Deci B-ul este știut. Și dacă B-ul este știut, ne ducem în una din relațiile care vă convin unde sunt numere mai mici. Mai mici. Păi în a doua. A doua, da? Doctora. Așa. Și zici ce facem? Doctora. 8 ori 48. Vom pune copii așa. B-ul este egal cu 48. Cu 48. Și înlocuim. Da? B-ul egal cu 48. Și atunci... Și atunci... Ce devine a doua relație? A doua devine. Chiar așa zice. Devine. Ia, înlocuire. Da, înlocuire, a doua relație devine. Cum devine, Daria? Păi facem 8 ori 48. 8 ori A nu este 48, Daria. A, te rog să fii atentă. 8 ori A. Deci 8 ori A. Da. Deci devine 8 ori A. A plus. 8.
ori A plus 5 ori 48 este egal cu 432. Așa devine relația a doua. În loc de B am pus cât am, pe care, valoarea pe care am aflat-o. Păi și 5 ori 40. Facem înmulțirea și zicem din nou echivalent. O scriem din nou. 8 ori a egal cu 432 minus 240 și 8 ori a 8 ori a echivalent 8 ori a 192 egal cu 192. Asta am dat să nu ne păcălească, că nu mai păcăli, Daria. 2 la unități 192 și atunci un singur A. Dacă 8 cravate a fac atâta, că una singură, A va fi egal cu 192. Da? Deci de aici rezultă că A va fi egal cu 192 împărțit la 8. Și face cât împărțirea asta? 2 putem să împărțim la 8. 92 împărțit la 8 va fi egal... Nu, 19. Deci din partea aceea se începe împărțirea. 19 împărțit la 8. Punem 2 la unități, dar are drept 2. 2 la 2. Plus la... Da, prima dată. Da. Prima cifră, da? De da. Construcții, 2. Și apoi... 2 ori 8, 16. Îl coborăm acolo, facem 19 plus 16. Nu. Hai, faceți-o concret, faceți-o voi, pe creația. Hai, stați puțin. Deci facem împărțirea sau 192 împărțit la 8. Concret. Pe hârtie. Deci 192 împărțit la 8 egal cu... Gata. Un pic să-și facă și 192 împărțit la 8. Te rog să mă conduce Cassandra. Ok. 8 în 19 intre 2 ori. Da. 2 ori 8. 19. 2 ori 16. A, scuze, am că e 9. Da. Da? 16. 16. 6 din 9, 3, 3. Coborâm pe 2. Coborâm pe 2. Vorbește, te rog. Ștejul împărțit la 8, dă 4. 4. 4 ori 8, 32. Și împărțirea asta făcută exact. Iată că B-ul A-ul ne-a dat, o am obținut pentru A, 24. Ia uite sus, Cassandra. Cine? O cravată costă, uite acolo, sus. Vezi? De ce am mai făcut eu asta, nu știu. Cum de ce am mai făcut? Adică da, ca să înțeleg dacă aș fi egală. Sigur că da, păi n-ai avut asta. Deci nu știam asta. Păi tu n-ai avut asta, ce a fost partea de compunere. Noi am stat deoparte și am aranjat o problemă. Și le-am propus-o colegilor. Dar ei nu știu. Ei nu știu că 24 am gândit noi cravata și 48 cam așa. Ar trebui să fac asta la școală. Păi, dar facem asta. Asta vreau eu acum să vă învăț. Să faceți probleme voi. Și să vă duceți, băi, atâta problema asta. Dar nu vă duceți cu o cravată costră. Nu. Băi, nu mergeți. Nu le spuneți cum ați gândit problema și cum ați compus-o. Băi, merge doar cu relațiile alea două. Deci, totul se face, eu asta am vrut să vă atrag atenția, totul se face cu foarte multă grijă în culise. Deci, propunătorii de probleme, da? Stau și așa gândesc. Au luat prețurile, le-au mulțit, le-au aranjat, au văzut suma totală și acum enunță problema de aici încolo. Deci partea asta, deci nu știți voi, nu știți, da? El spune, 6 cravate și 20 de cămăși, costă atâta. El și-a luat un preț la cravată, un preț la cămașă, o mulțit, o făcut, o adunat, cum am procedat și noi. Când au luat alt număr de cravate, alt număr de cămăși, o găsit o altă sumă, sigur, prețul acela care l-avea în minte. Și acum spun, aflați voi. El știe la ce răspuns trebuie să ajungi. Da. Deci asta e frumos. Asta e frumusețea problemei.
Deci noi compunem probleme, că voi n-ați venit cu caiete, n-ați venit cu culegeri de probleme. Și sunt nevoit acum să compunem împreună. Dar este un antrenament și o activitate foarte frumoasă. Pentru că numai astfel înțelegeți cum anume să compun probleme. Da? Aceeași problemă am putea o rezolva și în celălalt mod, în aranjarea comparației pentru prețurile de cămăși. Deci, reluăm din nou. Reluăm din nou de aici, Casandra, de la datele problemei. Deci, ne echipuim problema dată de la început și acum nu ne ocupăm să egalăm cravate. Prețurile de la cravată, da? Ce am plătit pe cravate? Și pe cămăși. Da. Și metoda e aceeași metodă. Aceeași metodă, dar este, acum, Casandra, este egalarea pentru partea a doua a problemei. Ah, ok. Dar să aș putea să egalez. Dar cum? Da. 20 cu 5. Hai să vedem. 20 și cu 5 înmulțim pe a doua cu 4. Ah, da. Sau... Da? Cu altceva nu se poate. Nu cred, nu. Minim... Păi da, 20 ori 4. Nu 20 ori 4, 5 ori 4, pe a doua, mămică. Păi da. Și gata. Deci mai foarte repede. Foarte repede egalarea se produce, da? Pentru că asta ne rămâne comparația. Ei, să haideți să vedem și asta. Vreau să o facem și prin varianta asta. Deci, n-are importanță, asta scotem de evidență, n-are importanță unde egalăm. Fie la prima componentă, fie la a doua componentă. Important este să avem în minte ideea asta de a egala. La da? Una din ele. La una din ele. Nu neapărat faceți. Pe amândouă. Și facem acolo unde este mai ușor. Mai ușor, corect. Așa. Da, chiar. Hai să vedem, scriem din nou relațiile. Uitați că le aveți. Le avem deja scrise. Și Casandra, ca să egalăm la B, ce trebuie să facem? 4. Mulțimea a doua relație cu 4. Așa este, mulțimea a doua relație cu 4. Așa. Yes. Mulțimea a doua relație cu 4. Da. Scriem din nou așa, așa. Și varianta a doua. Toate? Ok. Metoda numărul 2. Varianta a doua. Da. E aceeași metodă de lucru, dar varianta a doua de lucru. Varianta a doua de lucru, da? Ce am spus că facem? Acum egalăm... Înmulțim. Înmulțimea a doua cu 4, da? Ai scris-o pe prima? Da, pe prima. Hai, te rog să scrii pe a doua. 8 ori A plus 5 ori B. Hai că-ți dictez eu. 8 ori A plus 5 ori B egal cu 432. Și mulțim totul cu 4. Și atunci avem, prima o copiem, deci noua situație va fi așa. Zidarea 6 ori. 6 ori A plus 20 ori B. Da. Egal cu 1104. 1104. Și a doua relație va fi egal cu 8 ori 4. Care mi-e dă 4 ori 8 ori 4. 32. Deci 32 ori A. 32 ori A. Plus. Plus 20. Așa. Ori B. 20 ori B. Ești de acord, Casandra? Ești de acord? 20 ori B? Sigur că da. 20 ori B este egal cu 8. Casandra, te rog, Casandra. 4 ori 2. 8. 8. Ori 2. Da. Ori 4 ori 4. 4 ori 4, 16. Vedeți și cu 1 care a rămas de la 4 ori 3? 16. Tragem linie și observăm că la membru 2 egalarea s-a produs. Diferența de preț este aici. Da, e cam mare. 32 minus 6. Cât face 32 minus 6? 26. 26. Deci 26 ori A este egal cu? Păi, stați puțin, să gândim problema invers. Din asta scădem bă, la sigur că da. Adică... 4 din 8. 624 din 8 nu se pare 14. Nu, nu, ca asta, că din ăsta scădem bă, 8 minus 4, 4. 4. 4. 4. Deci 2 minus 0, 2. 7 minus 0, 7. 1 minus 0, 7.
624. Asta e numărșarea. Că asta înseamnă că A... Deci 26 ori A egal cu ăsta, numai A va fi egal cu ăsta împărțit la 6. 624 împărțit la 26. Și A va fi egal cu... 624 împărțit la 26. Cassandra face o părțire asta. Ok. Băi, 2 împărțit la... Nu, 62 împărțit la 2. Luăm primele două. 62 în 26. 26 în 62. Merge. De cât? Păi, gândește-te cam 2 în 6. 2 în 6 ar merge de 3 ori. Da. Dar 3 ori 6 fac 18 și mai vine cu ceva. Deci de... Stați puțin să fac aici. Așa. 624 împărțit la 26. Vorbește-mi tu, te rog. Păi, 26... În 62... Ca 2 în 6. De 2 ori... De 3 ori e cam mult, da? De 2 ori. De 2 ori. Hai să zicem 2. 2 ori 6. 2 ori 6... 2 ori 6. 62. 2 ori 6, 12. A, 2 ori 6, 12. Păi de 24. Și 2 ori 2, 4. Și 1, 5. 5. 52. Ok. Între de 2 ori. Scădem. Ca să am... Hai, te rog, contu-mă, contu-mă, că eu nu știu să mai scriu. De 10, da. Și punem, coborăm pe 4. 104 împărțit la 26. Da. Aici. Deci, da, 8, 2... Ca 2 în 10? 3, 4. De 5 ori, dar merge de 4 ori, că vine 6 ăsta și aduce, da? 4. Și zic, 4 ori 6? 4 ori 6, 24. 24, 4 și 2, iată că încep să credem că e foarte bine. 4 ori 6, 24, 4 și 2, 4 ori 2, 8. Și cu 2? Încă 2, 10. 10. Și iată că am mers perfect. Am găsit pe A, care reprezintă cine? A este prețul cravatei. Da, nu? Deci dacă o cravată... Deci am găsit că A este cunoscut acum, A egal cu 24. Și luăm a doua situație. Deci ne ducem pe a doua situație, da. Care, în care locuim pe A. Deci zicem, da. Acum A egal cu 24 lei. Deci prețul cravatei este 24 de lei. Așa că... Și unde le locuim? Facem 8 ori 24. 8 ori 24. Plus 20 ori B. Plus de ce 20 ori B? Plus 5, mă spuneți. 5 ori B, da? Da, plus 5 ori B. Plus 5 ori B. 5 ori B. Egal cu 432. Da? Da. Și 8 ori 24, 8 ori 4, 32, 12 întreținem, 8 ori 2, 16, plus 3, 19 și 192. 432 minus 5 ori B. 100 ori 2 plus 5 ori B egal cu 432. Și echivalent, așa se vorbește, echivalent. Scriem relația echivalentă cu... Păi, 5 ori B. 5 ori B egal cu? Este egal cu 432 minus 192. Deci 5 ori B egal cu 432 minus 192. Și ne dă 240. Și face în calcul 240, da? Și B. Sigur e bine așa? Da. Cassandra, iar ne-a păcărit, ce spui? Păi, 0. 0, 9 din... Din 13, 4. 4 și 1 din 3, 2. Nu ne-ai păcărit. Okay. 240. Și atunci, dacă 5B, să scriem și noi, 5 ori B, 5 ori B este egal cu 240. B va fi egal cu 240 împărțit la 5. Atunci B va fi egal cu 240 împărțit la
și B va fi egal cu 48. E B egal cu 48. Deci, iată că am găsit 48 de lei costă cam așa și 24 cravata. Același răspuns, copii. Este același răspuns. Orică egalăm prima componentă, orică o egalăm pe cea de-a doua componentă, facem noi șmecherii încât să egalăm componenta ori pe, de pe primul loc, ori de pe la locul al doilea, ajungem la același răspuns. Important este să avem mecanismul în minte, acela de a egala. Deci când vedem probleme de tipul acesta, nu stăm pe gânduri. Și imediat reacționăm. Da? Iată să mai luăm o altă problemă. Aș putea să compun? 5? Da. Nu știu cămăși. 5 kg de mere. Ok, stați puțin. Atunci. 5 mașini. Da. 5 mașini. 5 mașini. Și... 3 biciclete. Nu. 13 triciclete. Triciclete. 13 triciclete. De jucării, de-o profesor. Dacă îi luăm adevărat. Mașini. Și... 13 triciclete. Costă. Triciclete. Sănătos. Costă. Păi, stați puțin. Așa. Dar nu număr de bani, da? Normal, îl punem noi. 5 ori e 12. Deci, 12 lei o mașină. 12 lei o mașină. Deci, da. Fixăm în minte, acolo deoparte, pe un colțișor, da. Că... O mașină. O mașină costă... 15 lei. Și o tricicletă. Și o tricicletă... 10 lei. Costă... 10 lei. Deci, ne fixăm deoparte acest lucru. Și atunci, cele 5 mașini, cât ori să coste Cassandra? Ori 15 ori 5. Așa. 70. 15 ori 5 și face 75. 75. Și cele 13 triciclete. 130. 10 ori 13. 130, da? Deci 10 ori 13 egal cu 130. Le adunăm ca să dăm răspuns aici. 205. Face 205, 130 cu 75, 205. Da. Așadar, spunem, 5 mașini și 13 triciclete costă... Costă 205 lei. Ok. Deci costă 205 lei. 9 mașini. 205 lei. 9 mașini. 9 mașini. Și 16 triciclete. Și 16 triciclete. Costă. Va fi egal cu 9. Ia faceți fiecare face individual calculul și îmi dă răspunsul. Da? Deci, câte ori șterg tabla, voi faceți calcul și să vedem ce vă ies. Câte ai dat, cât ți-ai dat, Daria? Mi-ai dat 295. Ție costă? Costă 295. Asta am dat răspuns. Da. Cât ți-a dat? Același calculare corect. Tot la, ca la prima, 250. Da, nu-i corect. Păi nu, hai să vedem, Cassandra, nu repede anulăm ce ai făcut. Zicem așa, 9 mașini, da? Da. Cât costă o mașină? 9 ori 15. Deci 16. 9 ori 15. Aici am greșit. Și facem 9 ori 5, 45. Și înscriem 4 reține. În loc de 15 am scris 5. Și de asta nu mi-a dat. Ți s-a dus totul. Da. Da, 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 da. Deci 9 ori 15 este egal cu... 9 ori 15 este egal cu... 9 ori 5, 45, 5 scriem, 4 reținem, 9 ori
1, 9, plus 4, 13, 130, 130, 5. Și 5. Nu? Eu am cât greșit aici. Da. Plus 160, pentru că adăugăm un 0 la 16. Așa, 160. Și 295. 295. Iată problema formulată. Da. Abia acum avem formulată. Da, și acum. 9 mai 5 și 13 tricicletă costă 205, da? No, nu, 5 mașini și 13 triciclete costă 205. 9 mașini și 16 triciclete costă 295. Cât costă o mașină? Domn profesor, cred că acum ar trebui să facem prin metoda a doua să înmulțim cu 9 și prima cu 5, pentru că nu avem cum să le egalăm. Nu știu. Deocamdată să scrim matematică. Să scrim matematică... Cu A și cu B, nu? Cu A și cu B prețul, da? Sau cu M și T, merge tot atât de bine. M, prețul mașinii. Hai să zicem așa. M, prețul mașinii. Și cu T, prețul tricicletei. O spun altceva? Bine, te rog. Am rescultat undeva cu M și T. Așa, păi M și T, prețul mașinii. Chiar așa am și notat. Uite acolo, M costă 15 lei. Mașina costă 15 lei. Formați acum relații de voi. Da, Daria, formăm relațiile. Cele două relații. Cine a făcut o primă relație? Zi-o, Daria. 5 ori A. 5 ori M. Tu cum am zis? 5 ori M. 5 ori M. Plus 13 ori T. Da. Va fi egal cu 205. 205. Ești de acord cu ea? Daria? Casandra. Am făcut-o și pe doar de da, bune. 5, da. Dar de ce zici cu așa cu jumătate de gură? Eu m-am dus pe altă cale. Adică cum? Care e o altă cale? Sunt zină și nouă. Adică pe altă, da. Păi făceam... Prima relație. Prima relație. Prima informație aici, da? Da. Dar am zis să o transcriem în relații matematice. A doua cum va fi? 16. 9 ori mă. Da. 9 ori mă. Plus 16 ori T. Egal cu? Egal cu 295. 295. Acestea sunt relațiile care transpun, de fapt, enunțul problemei. Da? Prima parte a problemei, că 5 mașini și 13 triciclete costă 205 lei și că 9 mașini și 16 triciclete costă 295 de lei. Cea de-a doua relație. Acum ne focalizăm atenția să vedem unde putem să aranjăm să fie același număr. Nu? Păi, nu. Păi am putea spune la prima relație. Cum? Pe prima cu 2. Cu 2 la mașini. La mașini. Și de 10. Păi da, dar putem să punem. Păi da, de ce să nu ne ducem deodată? Păi da, nu putem să punem odată. Cum? Dar se poate că pe o metodă. Aceea este o variantă care te apropii. Dar eu vreau să fii deodată. Păi deodată, cum a făcut mai înainte. Da, deci problema că am spus-o eu. Pe prima ori mulțim cu 9 și pe a doua cu 5. Așa, 9 și 5. Ca să fie 5 ori 9, 45. Da? Există o altă posibilitate? Poate să fie un număr mai mic? Nu. Ba da, se poate. Cu cât se mulțim? Dă tu. Dar nu putem, pentru că nu am să ne vedem. Lasă-o să vedem, poate se poate. Acum ea a zis da, să urmărim ce vrea să zică.
Pe 5 cu cât să înmulțim și pe 9 cât să înmulțim, să dea același lucru. Nu? Același lucru. Tu ai zis că mai puțin. 5 ori cât să dea, dar trebuie să ne fixăm la numărul respectiv la care vrem să ajungem. Ca să fie comun. 5 ori 5, 25. 9 ori 3, 27. Nu, nu se aduce. Nu, nu ne aducem la... 5 ori 6, 30. Adică 5 și 9 nu au niciun divizor comun, adică n-au nimic comun care să bate exact. Asta rămâne, 9 și 5, 4 și 5. Rămâne să mulțim 5 ori 9. Adică să mulțim pe prima cu cât? Cu 9. Și pe a doua cu cât să mulțim? Cu 5. Și acum relațiile devin echivalente cu... Te rog să vorbești pe Casandra. Facem 5 ori 9, care ne dă 45. Deci 45 mă, ori mă, plus... Plus 9 ori 13. Și face? 7. 9 ori 3, 27. 117. 9 ori 117. 117 ori? Ori tă. Egal cu 200... Nu, să mulțim și aici. 4... 9 ori 5. 9 ori 5, 45. 45, da, și... Apoi 4. Da. Ok. 18. Și pe a doua să mulțim cu 5. Și avem... 45 ori mă. 45 ori mă. Plus... 16 ori 5, care dă 0, adică 30. Da, deci 30. Nu-i tot. Da, 0, 8. Da, 0, deci 80. 80. Ori tă. Egal cu? Egal cu 5 ori 5. Daria, egal cu Daria, te rog, Daria. 5 ori 5, 25. 5 scriem, 2 reținem, 9, 5, 45, plus 2, 4, 47, 7 scriem, 4 reținem, 10, 1475. 1475. Să știți că eu fac înainte. Te rog să faci, să lucrezi. Da, Casandra, te rog acum continuă. Și facem... La componenta, prețul pe cele, pe mașini a fost egalat, nu? Da. Suma totală. La... Aici este diferența. Da. Și ce facem aici? 160. Nu știu. Că scădem din aia pe asta. A, 170 minus 80. Adică? 170 minus 80. 7. Da. 3. 37 de triciclete. Ori prețul tricicletei, ori T. T. 37 ori T. Egal cu, să vedem aici care e diferența la preț pe cele 37 de triciclete. Facem 1845 minus 1475. Egal cu. 0. Da. 7. 7 din 14, 7. 3, 4 din... 370. 370, da? Da. Și atunci, 37 de triciclete costă 370. O singură tricicletă? Costă 370. Așa. Egal cu 370 împărțit la... 37. La 37. Și face? Da. Cât face, dacă? Nu știu. Normal. Te. Așa. Păi, 37 intră 37 odată. Așa. 10. 10, păi ce mai stăm pe gând? 370 păi la 37, egal cu 10. 37, 370, mă. Nici nu știu ce m-am gândit. Păi, asta ne întrebam și noi. 37 lenți costă... O nu-i 670, 370 diferența acolo, nu-i 670. Hai să vedem încă o dată.
diferența 5 din 5, 0, 7 din 14, 7 și 4 din 7, 3. 370. Dar tu ai dat prețul unui verificat de 10 lei. Și noi am dat exact la, am ajuns acolo. Și acum, din că am aflat pe ne ducem într-una din relațiile de la început, știm prețul unei triciclete, unde ar fi bine să ne ducem? Păi la prima, că nu poți să ne mai mici. Și o să zicem, 5 ori, 5 ori, 55. Da? 55. O, lasă un pic să termin. 5 ori M plus 13 ori 10. Așa vine? 13 ori 10 egal cu 205. Hai ca să amă, dictează și lucrează. Da? Ok. Și acum facem... Echivalent. 5 ori M. Plus 130 este egal cu 205. Și acum facem... 5 echivalent. 5 ori M. 5 ori M. Egal 205 minus 110. Așa. Și scriem din nou echivalent. 5 ori M. Egal cu? 5 ori M. Egal cu 3. Să demunim lățile. 73. 75 poate să fie. 75. Așa. 75. De unde un M, simplu un M, prețul unei mașinuțe, înseamnă dacă 5 mașinuțe costă atât, 75 împărțit la 5. 75 împărțit la 5 și egal cu? 5 în 7 o dată, 2 rămâne, 25, 5 în 25 de 5 ori. 15 lei. Și cu asta am ideat probleme. Cred că ați înțeles. Ați înțeles acum, da. Cred că foarte bine.